Mulțumim mult, domnului Vlad Ciobanu, pentru această interpretare inedită și, într-adevăr, provocatoare și pentru oamenii de artă, dar și pentru teologi. Avem bucuria în această seară să îi ascultăm pe tinerii de la... ei sunt tineri absolvenți a diferitelor facultăți, și alcătuiesc corul Bisericii Precupeții Noi, care vor interpreta și cântece religioase, dar și cântece populare, având în vedere că Brâncuș a fost rădăcinat profund în spiritualitatea, în tradiția populară, folclorică a poporului său.